Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru duminică 17 ianuarie. Hai să vedem pentru această zi care sunt energiile care o să iasă pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant. Două arcane majore și patrule de bâte. Pe partea de dragoste avem aici judecata. Aceasta este o carte cu foarte mare încărcătură karmică. Fiecare o să fie răsplătit sau răsplătită în funcție de karma pe care o acumulat-o pe sectorul relațiilor, pe partea de dragoste. Dacă v-ați înșelat partenerul sau partenera, v-ați mințit soțul sau soția, astăzi e posibil să primiți o doză din acest tratament pe care și voi l-ați împărțit fără milă celor dragi vouă. Să fiți tratați cu aceeași monedă. Să vi se întoarcă lucrurile pe care le-ați făcut și voi la rândul vostru. Dacă o să vă placă sau nu aceste lucruri, depinde, bineînțeles, de comportamentul vostru în trecut. Cei care ați fost iubitori, înțelegători, răbdători cu partenerul sau partenera voastră, astăzi o să vedeți același comportament care se întoarce către voi. Cei care ați avut comportamente mai negative, mai delăsătoare, o să primiți exact ceea ce ați dat și voi. E important să rețineți că această energie este doar de moment, dar asta nu înseamnă că lecțiile acestei zile le puteți uita mâine. Nu, dimpotrivă. Este foarte important să înțelegeți că această judecată este o a doua șansă pe care Universul vă dă. Da, astăzi o să vă taxeze dacă n-ați făcut lucrurile ca la carte, dacă n-ați acționat corect în relații, dar de mâine vi se dă o nouă șansă să o luați de la capăt, să rectificați greșelile voastre. Aceasta este o judecată în timpul vieții. Este un moment de cotitură, un moment în care se trage linie și se adună. Și e foarte important aici să nu fiți speriați și temători de nota pe care o să o primiți la acest examen al dragostei, ci în funcție de această notă pe care o primiți, mergând mai departe, să faceți ajustările care sunt necesare. Pe partea de sănătate avem aici 4 de bâte. Carte foarte frumoasă, motiv de sărbătoare, motiv de fericire. Lucrurile sunt foarte stabile, lucrurile se îndreaptă într-o direcție foarte pozitivă. Fie pentru voi sau pentru un membru al familiei. Aici depinde de situația individuală a fiecăruia. În orice caz, 4 de bâte este o energie foarte, foarte bună pe această parte de dragoste. Parte dintre voi s-ar putea să primiți rezultatele la niște analize, să finalizați un tratament sau o terapie și lucrurile să se termine foarte, foarte pozitiv. Fie că e vorba de voi sau de cineva apropiat vouă. În orice caz, pe partea asta de sănătate, aici e motiv de sărbătoare, e motiv de bucurie. Lucrurile sunt foarte, foarte bune. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem o altă arcană majoră, moartea. Cartea care în tarot reprezintă zodia scorpionului. Lucrurile o să fie aici foarte bine aspectate pentru scorpioni, vărsători, tauri și lei, dar și pentru raci și pești. Moartea vine cu o transformare. Aici se transformă ceva în finanțele voastre, în cariera voastră. Parte dintre voi s-ar putea să vreți să vă schimbați cu totul cariera, sau poate doar locul de muncă, sau poate vă schimbați doar echipa în care lucrați. Rămâneți la aceeași companie, dar vă mutați în alt departament. O parte dintre voi s-ar putea să vă transformați complet afacerea, sau să vreți să vă mutați complet portofoliul de investiții din criptomonede în aur și argint. Nu știu, aici e o transformare radicală, o transformare cu o diferență ca de la zi la noapte. Să nu vă fie frică, pentru că această transformare este pentru binele vostru, fie că e inițiată de voi sau nu, fie că e dorită sau nu,
Această transformare o să vă ducă într-o direcție mult mai stabilă în cariera voastră, într-o direcție mult mai bună. Dacă această schimbare este forțată, voi n-ați vrea să vă schimbați departament sau n-ați vrea neapărat să vă schimbați jobul, că trebuie să o luați de la capăt, într-un colectiv, nou colegi, noi lucruri noi de făcut, activități noi, și vă era bine acolo în zona voastră de confort, e foarte important să rețineți că această transformare este necesară și o să vă aducă pe termen lung mai multă stabilitate. Poate voi acum nu vă dați seama, dar lucrurile sunt în schimbare, lucrurile sunt în transformare. Peste câțiva ani e posibil ca jobul pe care îl făceați acum să fie restructurat complet și atunci o să vă dați seama că această schimbare, această pivotare în altă direcție era lucrul cel mai bun pe care puteați să-l faceți. Acceptați schimbarea, mergeți cu valul, pentru că o să vă ducă într-o direcție foarte pozitivă. Nu vă luptați cu aceste transformări, nu vă încăpățânați să țineți cu dinții de ceva, pentru că acest ceva de care țineți cu dinții acum vine doar din comoditate, pentru că refuzați să vă părăsiți zona de confort, dar pe termen lung o să fie în detrimentul vostru. O să vă coste mai mult dacă vă încăpățânați să păstrați status quo-ul, să nu vă schimbați, decât dacă depuneți acest efort și o luați de la capăt în altă direcție acum. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați și un like acestui video. Pentru cei care n-ați văzut încă etalările pentru luna ianuarie, pe fiecare zodie în parte, dar și etalările pe tot anul 2021, la fel pe fiecare zodie în parte, găsiți lista completă de videouri aici la linkul din dreapta sus. Mesajul pentru această zi este următorul. Fiecare persoană face parte dintr-un întreg armonios. Aleg să cred că fiecare poate fi oricând de folos. Prin urmare, ori încotro mă îndrept în viață, oamenii sunt acolo ca să mă ajute. Mesaj foarte frumos, care vă aduce aminte să fiți pozitivi, să aveți o gândire armonioasă, pozitivă. Și chiar dacă aceste două arcane majore aici, judecata și moartea, poate să pară înfricoșătoare la prima vedere, e important să știți că astea sunt doar niște șanse pe care Universul vi le dă. Cu judecata aici pe partea de relații, să rectificați voi din propria inițiativă niște lucruri, și cu moartea aici pe partea de bani, carieră, situație financiară, vă arată Universul care e direcția în care trebuie să mergeți. E posibil aici să vină cu o schimbare impusă, nu neapărat cu o schimbare dorită de voi. În orice caz, vă duc către o direcție foarte pozitivă. Vedem și aici la mijloc 4 de bâte. La finalul acestui ciclu o să aveți mari motive de sărbătoare. Acceptați aceste șanse pe care Universul vi le dă acum, pentru că e în folosul vostru. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!